Bună seara și bine ați venit în emisiunea noastră. Astăzi petrecem împreună timp de 2 ore pe canalul Infinit TV. Mulți invitați și distracție astăzi pentru că este joi și cum v-am promis încă de dimineață din matinal, astăzi avem invitați pe Codruța Filip, ne va cânta sau ne va încânta cu vocea ei. O să-l cunoaștem și pe DJ-ul anilor 70-80, DJ cunoscut în Iași. E vorba despre Nelu Ausinger. Și în ultima parte, Andrei și cu Cezara ne vor povesti despre un proiect muzical nou-nouț, un proiect ceva mai altfel față de ce se întâmplă prin România. Dar până la alta, trebuie să vă spunem că dacă ne sunați la numere de telefon 0332711222 și intrați în legătură directă cu noi, ne salutați, poate mă adresați și o întrebare invitatei mele de acum, puteți să câștigați premii interesante. Ar fi niște produse bio, produse excepționale, pe care le-am cules tocmai de la târgul de toamnă din cadrul organizat în cadrul Universității USAMV. Acest târg a avut loc astăzi, am tot vorbit despre el, dar are loc și mâine. Să știți, mai este timp să ajungeți acolo la târg și să vă cumpărați tot felul de produse, gen zacuscă, e foarte bună, am gustat ceva mai devreme. O sacoșă întreagă cu astfel de produse pentru cămara dumneavoastră avem astăzi ca premiu. Mai avem și premii de la un restaurant turcesc din Iași. Vă duceți și puteți mânca, consuma tot felul de produse bune, la gust. Tocmai am văzut ceva mai devreme și o pizza de acolo. Chiar din acel restaurant, din acea locație, o să povestim ceva mai târziu despre acest premiu. Trebuie să ne sunați așadar la 0332711222. Până la alta o avem alături de noi pe Codruța Filip și spun bine a venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit! Ce faci, Codruța? Vai, dar ce bine fac! Abia așteptam să vă văd, abia așteptam să vină ziua de joi să ajung la voi aici, în platou. Ne bucurăm, ai venit cu ceva surprize astăzi, da. Surprize muzicale, dar pentru cei care nu te cunosc, eu am o întrebare clasică, să știi. Așa. De ce te-ai apucat de muzică? De ce? Că e așa la modă, toată lumea se apucă de muzică. Să știi că ziua de astăzi deja a devenit o modă, însă eu m-am apucat, sincer să fiu, nu din dorința mea proprie, să zic așa, a fost o întâmplare. Este o povestioară așa scurtă, să zic. Trebuia să particip și eu în clasa nouă la Palul Bobocilor, știi că, liceu, toate alea. Și ai participat la concursul de Miss. Da. Mi se pare corect. Și ai câștigat. Am câștigat. Eram sigur. Păi cum să nu câștigi o fată atât de frumoasă? Mulțumesc, ești drăguț. Ei bine, și la proba de aptitudini trebuia să fac și eu ceva, nu? Nu puteam să mă duc să stau pe scenă, pur și simplu că nu mă premia nimeni. Și atunci eram în corul liceului, pentru că mă selectase doamna profesoară încă de la probe. Și atunci colegii mei au spus, măi, dacă tu ești în corul liceului, trebuie să ai puțin talent, mă gândesc că nu te-o fi selectat așa degeaba. Ei, și atunci, măi, hai să încerc, am zis, hai să încerc să cânt totuși o melodie. Poate, poate, dacă cei din jur nu o să fugă, înseamnă că e bine. Și atunci pot să am și eu proba mea de aptitudini. Și atunci am cântat o melodie, țin minte și acum, de la Eurovision, nu mai știu în ce an a fost, dar știu că se numea Drip Drop, era melodia Azerbaijanului. Și chiar mi s-a potrivit și chiar atunci am descoperit că am așa un gram de talent. Și atunci o colegă mai mare, din clasa 12, cântă și ea, Alexandra Graur, o salut și căreia îi mulțumesc. Și noi o salutăm, o cunoaștem mare pe marcat. Alexandra, cum să nu o cunoaștem? Da. Poate o să vină într-o seară în emisiune. Sunt sigură că îi va face plăcere. Ea m-a remarcat și atunci ea a zis, măi Codruță, hai să te duc la doamna profesoară Gabriela Nichita, unde fac și eu canto, și să te asculte puțin, să vedem, ai voce, nu ai? Mie mi se pare că da, acum verdictul ți-l va da dumneai.
Am fost și, ce credeți, am primit un da mare și frumos. Mi se pare corect. Și ai început proiectul tău muzical, da. Prima dată solo, nu? Da. Singură, și cam tot continui, dar mai colaborezi și cu alte persoane, vrând să cânti și în formații. Că, na, altfel se aude sound-ul când ai și un instrument lângă tine. Band frumos așa și puternic în spate, bineînțeles. Eu am început cum începe orice copil, de altfel, cu concursuri naționale, locale, internaționale. Așa, timid, da. Totuși am obținut premii frumoase, spre surprinderea mea, pentru că eu eram așa, cumva mă aflam într-o zonă așa necunoscută până atunci. Și apoi am evoluat puțin câte puțin, cu ajutorul doamnei profesoare, bineînțeles, și tot am urcat, până am decis să, băi, de ce să nu colaborez și cu alte persoane talentate. Am făcut parte dintr-un band, am colaborat frumos și între timp, iată, am avut și eu, am o colaborare cu Victor Lavric. Avem un proiect frumos acum, în cadrul căruia am lansat două melodii superbe. Știu și praf de stele, le veți auzi îndată. Și continuăm colaborarea. Păi, dacă ai mei colegi sunt pregătiți cu primul videoclip, o să-l vizionăm în câteva secunde. V-am adus două videoclipuri, însă sunt alte piese decât cele pe care vi le voi cânta mai târziu. Da. Sunt în colaborare cu formația Royal Music Show. O să vedeți, sunt oameni super talentați acolo și o să-i ascultați imediat. O primă piesă este populară, să știi. Este etno, nu? Ok. Să știți că pe mine m-a stat prin surprindere. Am vorbit și înainte, de ce să nu zicem. Și eu, cu muzica populară, cochetez doar așa la evenimente, să zicem. Sper că o fac bine. Nu știu. Mulți care își încep o carieră în domeniul muzical încep cu piese etno sau din folclor. Tot așa ai început? Eu n-am început așa, dar pe parcurs mi-am zis că un artist bun cântă orice. Chiar ce ai cântat? Prima ta melodie, aia din concursul de Miss, care a fost? Dream Drop, melodia Safurei. Vă țin minte și acum, de ce nu? O știi, pe de rost, nu? O știu și acum. Poate ne cânti, fără negativ. Sigur, de ce nu? Colegii, dacă sunt pregătiți, haide să urmărim un prim videoclip ca să avem ce discuta, să vadă lumea despre ce este vorba. Corect. De început. Și revenim pe urmă în studio. Aici era la petrecere frumoasă. Până o să mai vedem noi videoclipul, o să ne cânti la un moment dat tu până la videoclip, ca să fie vocea okay. Live de aici din studio. Tu, dintr-un singur eveniment, ai câștigat practic de două ori. Odată ai câștigat evenimentul de Miss, da? Și odată ai câștigat faptul că ai început să cânti și cineva te-a văzut și te-a îndrumat spre cariera asta muzicală. Exact. De ce nu continui și cu partea, sau ai început să continui și cu partea de Miss? Am făcut... Normal, fetele aleg din modul de a cânta sau Miss să te duci să participi la tot felul de evenimente de genul ăsta, aleg partea cealaltă, știi? Să fie vedete, pentru că e mai ușor decât să te duci să cânti. Decât să muncești. Da, nu, să știți că muncești în orice domeniu. Eu am făcut și cursuri de modă, am participat în cadrul diferitelor evenimente alături de Casta Morelli.
Nu trebuie să mai spunem firme, că să facem publicitate. Nu e firmă, da. Da, ok, este un proiect. Da, 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 este un proiect frumos, care continuă și astăzi. Am participat la numeroase evenimente, am fost pe diferite podiumuri, mi-a plăcut enorm, doar că era greu să îmbin mai multe activități deodată, mie mi-era greu la un moment dat, așa că mi-am spus că trebuie să aleg ceva și atunci, bineînțeles, că am ales muzica. Ai mers pe modeling, pe prezentări de ținute sau în concursuri de Miss? Nu, nu, nu. În prezentări de ținute am prezentat colecțiile diferitor designeri, atât național cât și internaționali, colecții frumoase. Chiar mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut. Însă muzica a fost mai aproape de sufletul meu. Ai mers la costumul de baie până la... lucruri mai multe pe tine sau... Sunteți simpatic? Nu. Colecții, să spunem, mai... Vară, toamnă, iarnă. Exact. Dar nu spre mers în bazine olimpice sau... Nu, nu. Acolo n-am ajuns încă. N-am ajuns. De ce totuși... Însă cu partea asta de Miss am continuat puțin și la facultate. Ai participat și la facultate? Da. La drept, tu ești, da, la drept. Și ai câștigat. Da, am câștigat. Mi se părea corect. Ce concurs participi tu și nu câștigi? Ei, și da. Mie, la ce am concurs? Am avut colegi foarte frumoase. În ce an ai participat? În primul an. Primul an. În primul an, la Balul Bobocilor. Tu ești acum în anul? În anul 4. În anul 4. Deja sunt în an terminal. Acum 3 ani, nu? 4 acum ani. Acum 3 ani, da. 3 ani. Da, aproape 3 ani am participat... A fost așa o muncă de gândire, așa, în primul rând. Da, să mă gândesc, pentru că am prezentat un bal de boboci chiar la drept la și drept? Stăteam să mă gândesc dacă era chiar anul ăla. Nu mă ții minte, nu, sincer. Nu cred. Nu cred, nu? Nu era cred, altcineva nu cred. Prezentat. Da, înseamnă da. Că eu fusesem cu un an în urmă. Posibil. Că de vreo 4 ani nu mai prezint balul de boboci, că deja am bătrânit, nu mai sunt boboci. Nu e adevărat. Ba da, nu cum? E adevărat. M-am mai și îngreșat, na. Tot merg la restaurantul ăsta turcesc să mănânc și o să merg și eu. Da, să te faci cât mine. Dar nu că, oricum am fi, eu cred că suntem frumoși în felul nostru, nu contează că suntem slabi, mai plinuți sau, nu știu, suntem frumoși, eu așa zic. Fiecare om e frumos în felul său. Trebuie să vă reamintim că trebuie să ne sunați dacă vreți să câștigați premiile noastre la 0332711222. Avem câteva telefoane în regie, trebuie să le selectăm acum, nu? Telefoanele respective. Bine, selectați telefoanele. Așadar, o să intrați la un moment dat în legătură directă cu noi, o să câștigați produsele respective de care tocmai v-am zis, produse de la Târgul Toamnei, tot felul de borcane cu gemuri, cu dulcețuri, cu conserve de tot felul făcute, bio, făcute în casă și bineînțeles avem și premii de la restaurantul nostru turcesc, premii interesante, vă duceți acolo cu prietenii și savurați produsele faimosului restaurant, o să vorbim și despre ceva mai târziu. Până una alta trebuie să ne cânți, că okay. Te-am văzut în acțiune acolo, dar trebuie să te vedem și live la noi în studio, să-ți auzim vocea aia frumoasă ta. Așa de frumos, nici am cum să mă abțin să nu cânt. Păi ne-am făcut și noi așa, să fie mai cald, mai primitor. Mai primitor. Nu l-am făcut rece, știi? Indiferent cine vine și ce cânt, am zis, uite, asta să stăm ca la bunica acasă, știi? Ceva de genul. Exact. Dar uite, avem și niște sticle, putem să le folosim. Uite, pun aici o sticlă. Poate să fie totul bine. Acasă, pentru decor. Da, păi asta este rodul casei, să știi. L-am primit toți care au mai venit așa la început, în prima emisiune. Ne-au adus câte un rod al casei aici, vai, din prima emisiune. Acum gata, rodul este făcut, suntem în cea de-a treia ediție emisiunii, exact. Să petrecem împreună. Să petrecem. Păi da, să petrecem atunci alături de Codruța Filip. Nu privesc
foarte, foarte frumos. Mulțumesc frumos! Sper că v-a plăcut melodia. Da, am lucrat mult la ea. Ne-a plăcut cine a orchestrat-o, cine a făcut... Păi am înregistrat-o la The Hay Sound Studio. Da, nu mai spun în firme, v-am mai spus. Scuze, dacă... cer scuze. Nu contează, am înregistrat undeva. Dar cine a făcut textul piesei? Cine Victor Lavric. Victor Lavric este compozitorul acestei piese. El a gândit odată și linia melodică, să știți. Special pentru tine a fost făcută piesa? Am făcut-o în colaborare. Bine, eu sunt vocea feminină, după cum ați auzit, da. Și este în colaborare cu Victor. El este la clape, se descurcă super, super, super și îl apreciez enorm și mulțumesc pentru șansă. Și iată că avem un rezultat frumos, zic eu. Da, foarte frumos. De ce l-ai ales pe Victor Lavric? De ce nu te-ai dus către case de producție cunoscute, care au deja artiști în topurile de muzică din România? A fost o propunere cândva de la o casă de producție renumită, îmi dau nume. Da, în sfârșit. Din capitală. Deja CNA-ul mă suna, adică era greu. Da, îmi cer scuze, să știți că o să plătesc eu amendă de ceva. Da? Ok, bine. Oana, să faci factura la final, da? Te rog frumos. Exact. Însă eram în clasa 12 și atunci avem de dat bac, chestii grele la momentul respectiv. Și atunci mi-era greu să merg de vreo 3-4 ori pe săptămână la București și am refuzat. Iar după aia, uite că s-a evit oportunitatea asta și i-am zis că de ce nu. Bun, hai să mergem să întocmim ceva, poate avem succes, cine știe. Într-adevăr, stilul nostru de abordare este puțin diferit pop-rock decât stilul pe care îl abordează majoritatea artiștilor în ziua de astăzi. Adică nu e chiar comercial, să zic așa. Însă sunt melodii pe care noi le îndrăgim și în care ne-am pus noi sufletelul. Te gândești să faci un videoclip și la piesa asta? Da, ne gândim foarte serios, ne gândim să facem videoclipuri la ambele piese pe care le-am scos, însă ușor, ușor, pas cu pas. Asta e proiectul tău single? Proiectul realizat împreună cu Victor. Cu Victor, da, dar fără formație, adică practic nu, o să... Da, nu, doar eu. O să mergi în videoclip singurică. Da, pentru că, singurică. Bineînțeles că colaborez și cu un band, însă îmi construiesc toată și cariera mea. Da. Tot mă deranjează casca asta, mă gâdilă puțin, știi, când iese, când intră, na, că așa se întâmplă. Dar, se mai întâmplă. Da. O să fie cască cu minte și o să aibă grijă de mine să nu-mi creeze neplăceri în direct, așa. Mai ales, cred că tot vrea să te vadă, știi? Ia să o văd pe invitata ta. Ia, uite, asta este casca mea. Fă cunoștință. Eu sunt Codruța, da. Ia Codri. Casca, da. Asta e. Acum stai cu minte aici, da, în ureche. E o urechelniță, stai aici, nu pleci nicăieri. Bine, ok. Hai că-mi dau jos casca, că e mai frumos așa. Ok. Am pregătit și un videoclip. Da. Da, videoclipul chiar este videoclip, să știi. Deci nu mai facem deci glume. Nu mai facem glume fără cu tine. Fără nicio surpriză. Da, fără surpriză. Bun. Să nu stai inima aici. Da. Colegii tăi de trupă ce au zis când au văzut videoclipul? Le-a plăcut? Cine a fost cu ideea să faceți filmarea respectivă? Toți. Toți? Da. Este CV-ul vostru de prezentare pentru evenimente, să înțeleg. Exact, exact. Mi-am dat eu seama. Sunt videoclipuri frumoase la care chiar am muncit, chiar ne-am străduit în studio și ne-am dat toată silința să iasă bine. Și uite că eu zic că a ieșit. Da. Păi hai să vedem dacă a ieșit sau nu. Rămâne de vorbit imediat după ce vedem clipul cu pricina. Da? Ok. Ia să-l urmărim, să vedem cât de frumos este. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión.
es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Clip frumos filmat în Iași, nu? În Iași, da. În Iași. Nu o spunem locația, că spunem, nici n-are relevanță. Da. Ce îți place să cânti mai mult? Muzică ușoară, pentru că am și făcut muzică ușoară, canto, 5 ani, 6 ani aproape. Da, și cu muzică românească, 100%, etno, o dădeai bine acolo. Da? Mulțumesc! În prima filmare. Ai văzut ce dansa lumea acolo. Da, sigur! Mulțumesc, că îmi place și folclorul, dar muzica mea de suflet este cea ușoară, pentru că cu ea am pornit la drum. Avem un telefon, nu? Ni se spune. Un telefon care vrea să intre în legătură directă cu noi și cu, mai ales cu Codruța. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, cum vă numiți? Numele meu este Irina și vreau să felicit pe Codruța, este foarte, foarte drăguță. Mulțumesc! Bună seara! Ce surpriză plăcută! Ce spuneți despre Codruța? Să mai cânte sau să participe la concursul de Miss? Că ați văzut, a câștigat tot ce s-a putut câștiga și în liceu, și la facultate. Foarte, da. Hmm? Poate să mai departe, poate o vedem pe național undeva. În matinal... La un concurs național, internațional. În emisiunile matinale de zilele trecute vorbeam că se face preselecție pentru Miss România, Miss România care va participa pe urmă Miss Internațional. Hai să lase muzica, să o încurajăm să meargă către un concurs de Miss, muzica, nu? Nu. Nu. Așa spuneți și dumneavoastră, nu? O întrebare aveți să adresați Codruței? Vreau să întreb cum poate să-mi vine viitoarea carieră de avocat cu actuala carieră de muzician, de cântăreață și mai ales cu cea de modeling. Sunt total diferite, trei lucruri diferite, o singură persoană. Să știți că toată lumea mă întreabă asta. Am câțiva ani încoace, bine, de când am început facultatea de drept, în care toată lumea mă întreabă cum reușesc să le îmbin pe toate trei, drept, muzică, modeling și așa mai departe. Păi, sinceră să fiu, mie îmi plac toate, însă deja am renunțat la una, cea de manechin, pentru că mi-am dat seama că sunt prea multe și nu prea le pot îmbina. Însă, sunt anul terminal acum la facultatea de drept și chiar mă gândeam ce o să fac. Vai de mine ce să fac, credeam că o să treacă mai greu timpul, dar uite că nu s-a întâmplat. Și, sincer să fiu, mi-am zis așa, las să treacă semestrul întâi și după aia mă gândesc ce aleg. Încă nu știu să vă dau un răspuns concret. Orice ar fi să nu renunți la cântat. Vai, mulțumesc frumos! Un sfat care mă ajută, să știți. Bine, mulțumesc foarte mult. Cel mai frumos artist, cel mai frumos artist să ajung să avem un avocat, un procuror sau un judecător care în pauze să și cânte. Să și cânte, nu? De ce nu? Poate voi fi eu prima. Doamne ajută! Mulțumim foarte mult pentru felicitări telefon. Felicitări pentru emisiune și mulțumesc și eu. Mulțumesc din suflet, vă pup și mulțumesc încă o dată.
Mulțumim foarte mult și cine știe, poate în tombola aia să fiți printre câștigătorii premiilor noastre, pentru că la finalul intervenției cu tine o să facem și o să organizăm și o tombolă, să vedem cine este câștigătorul celor două premii, da? Dacă nu, o să-i dăm persoane care tocmai ne-a sunat un premiu de consolare, dacă chiar vă rog. Să încercăm noi să facem cumva să fie bine. Da, la întrebarea asta mă gândeam și eu, să știi. Dar ar mai fi încă una. Te-ai gândit sau ai participat la vreunul dintre concursurile televizate din România? Concursurile de muzică? Pentru că mai toți invitații mei din seriile trecute au zis că au participat la câte concurs. O să zic și că și eu am participat, însă am participat acum vreo 4 ani. Când eram mai micuț așa, poți să dau nume sau nu, nu dau? Nu, fără nu. Nume. La un concurs televizat din România, unul de... Pe X sau pe Y? Cele mai bune, pe X. Pe X, așa. Așa. Și am primit 3 de dat, toate cele, însă... Lipsa de experiență și-a spus cuvântul. Și am simțit asta, emoțiile poate m-au copleșit în etapa următoare, să zic așa. Și, am pe zis vremea aia erau câte 3. Dacă ai zis că ai primit 3 de dat, acum sunt 4. Da, erau câte 3. Acum sunt 4, n-am fost, dar poate o să merg, de ce nu? Da. Și poate o să câștigi, da. Ne ajută, de ce nu? Adică, bine, dacă o să merg vreodată, o să merg... pentru, nu știu, pentru a-mi vedea capacitățile, știu cât de mult duc, să zicem așa. În, imediat după ce o să ieșim cu tine din emisie, o să avem invitat un DJ al anilor 70-80, este vorba despre Nelu Auslinger, și o să-l întrebăm care a fost atmosfera din discotecile de pe vremea respectivă și o să ne povestească cu siguranță, pentru că a fost unul dintre persoanele care ajutau la organizarea festivalurilor în aer liber și chiar festivalul de la Mamaia. Festival care tocmai acum nu prea mai este în vogă, pentru că au apărut concursurile astea de muzică care sunt și televizate și sunt ceva mai comerciale. Da, da, da. Am observat felul tău de a fi și de a cânta și piesele propuse de tine în această seară, să ne le prezinți, că ai da către, ai merge mai mult către un concurs gen festivalul de la Mamaia. Da, nu știu ce să zic. Nu te-ai gândit? El încă se mai organizează, dar nu se mai televizează. Sau da. Se televizează prea puțin, nu mai este așa în vogă. Pentru că mari artiști cam de acolo au pornit în România. Da, de acolo au pornit, însă eu încă de când am început să fac canto, chiar am ales concursurile, nu știu, în afara celui despre care vorbiți. Nu știu de ce, dar... l-am omis. Nu știu dacă l-am omis pentru voit că... sau... Da, exact. Sau involuntar. Dar pur și simplu nu... N-am nu s-a așa. Pliat. Exact, da. Nu că l-am sărit cu bună știință. Pur și simplu. Nu a fost... n-a venit ocazia. Uite, Răzvan îmi spune în caz că trebuie să spunem stop, joc. Așadar, nu mai primim telefoane pentru concurs. Așteptăm direct turna. Să vină așa, să vină o mână, să o vedem, să ne aducă cei care ne-au sunat pentru a face extragerea. Așadar, vă reamintim, cei care au sunat la 0332711222 au zis că vor să participe la concursul nostru, pot câștiga 2 premii. În această seară este vorba în felul următor de... poți să-mi aduci bolul? Dă-mi face bolul, dă-l, hai că vrei să ies eu, hai că ies eu, ies din cadru, gata, l-am luat. Uite, bolul, așa, 2 premii. Unul este o pungă, un coș cu produse bio făcute în casă de mai multe persoane. Le-am cules de la târgul toamnei. Și îmi dați mie. Ne mai gândim. Dacă ești fată cu minte, nu se știe. Bine. Da, și al doilea este cu produse. Te duci la într-un restaurant și... consumi acolo produse turcești, un restaurant turcesc. O să te rog pe tine să faci partea asta, extragerea, dar nu trebuie să te uiți în bol. Ne uităm în altă parte, ne uităm. Așa, unul. Asta este pentru târgul toamnei, dă-l încoace.
Hai să-l citim asta cu Târgul Toamnei. Sper că ai mei colegi nu au scris numărul de telefon. Au scris și numărul de telefon, da? O să fac așa. Este vorba despre Bogdan Pindela. Este câștigător. Bogdan, nu știu dacă se vede, nu se vede, nu? Nu se vede. Dar el este. El este, da? El Bogdan este. Pindela, felicitări. Da. Felicitări. Foarte și drăguț. Al doilea... Poate nimerim și o fată. Poate nimerim, doamna Irina. Eu? Da, poți să-l citești tu. Nu, tot un băiat am nimerit. Da. Ce să fac? Claudiu Lodbă. Ia uite. Felicitări. Claudiu. Păi, cred că au sunat mai mult băieți. Să știi, pentru că, na, ești fată. Îi salut și eu. Da, mi se șoptește în cască. Unul dintre băieți a întrebat dacă ai prieten. Am. Ai prieten? Pare rău să vă dezamăgesc. Și nu mai vrei unul? Nu mai vreau unul. Mă limitez la unul singur, unul și bun. Deci că acum este democrație, nu contează. Pentru mine contează. Valorile pentru mine sunt aceleași care erau mai de demult, după cum mi-au povestit ai mei. Și cum ai tu timp de prieten, dacă tu ești la facultate de drept, ai mult de învățat acolo, sunt multe legi, nu ți-e greu să reții atâtea legi, atâtea... La început, poate în anul întâi, mi-a fost puțin greu, recunosc, pentru că eram obișnuită cu testele din liceu, așa, ușurele, de pe zi pe alta, nu multă materie și atunci când a venit așa Valvârtej un teanc așa de cărți spre mine, așa, m-am speriat puțin, dar după aia m-am obișnuit. Și mi se pare ușurel. Adică mi s-a părut acum, nu știu, anul 4, probabil vine cu noi provocări. Așa. Siguranță. Deci ești studentă la drept. Bine. Mai și când te duci în case de discuri, înregistrezi piese, toate bune și frumoase, ne plac și nouă, piesele tale sunt foarte frumoase. Nu zic nimic despre asta, este ok. Dar când mai ai timp, te mai duci, bănuiesc, și la evenimente, ai evenimente private, sigur, că ai și formații, bănuiesc că te mai întâlnești cu formația să mai ieși repede. Cât mai e timp și de prieteni? Pentru că mi-am ales o persoană care mă înțelege și care, pot să spun, face același lucru ca și mine. Asta era. Cântă da, și el. Cântă, dar nu este la facultate de drept, nu? Nu este la inginerie și face și paralel asistență medicală. Cum l-ai cunoscut? Ia zi, cum l-ai cunoscut? L-ai cunoscut la un eveniment? Da, la un eveniment. La zilele unui oraș. Așa. Și păi poți să spui că nu se... La zilele orașului Pașcani, că este din apropierea comunei mele, Tătăruș. Așa, de acolo ești. De acolo, din Bucovina Mică. Ia uite, frumos. Foarte frumos, vă invit. O să fiți surprins de frumusețele comunei noastre. Uite, noi vrem să filmăm tot felul de emisiuni specifice lunii decembrie. Și acolo poate se face un... Sigur. Nu știu, un proțap, o chestie. Cu mare drag, oricând. Nu mai dați un telefon și noi pregătim tot ce trebuie, vă așteptăm cu bucate alese specifice tradiției noastre. Așa. Și v-ați cunoscut acolo, la zilele Pașcanilor. Ne-am cunoscut acolo, bine, noi ne cunoșteam, să spunem, din mediul virtual, de altfel, de câțiva anișori, așa, mai întreba noi, ne-am mai întrebat unul pe altul ce faci, cum îți mai merge, dar nu ne cunoșteam fizic. Și atunci ne-am întâlnit pentru că amândoi trebuia să cântăm. Și prima întâlnire a fost... Și între două piese, hap, hap! Ne-am uitat unul altul așa, puțin nedumeriți. E el, nu e el, e el, nu e el. Și după aia, uite că... Erau ei, erau voi, ei, da. Erau noi. Da, și de așa ne-am găsit și ne înțelegem foarte bine pentru că... cum să spun... Facem aceleași chestii. Da, aveți aceleași hobby-uri, pasiuni, și chiar le faceți cu plăcere și chiar foarte, foarte bine. Da. Felicitări. Mulțumim frumos. El nu a participat și la Mister, bănuiesc. Nu a participat, nu a vrut, nu știu. El e mai reticent așa față de concursurile acestea. Și mai timid așa, poate. Da. Ok, bine. Păi uite, dacă ai zis că el tot merge pe partea asta de muzică, poate l-avem invitat chiar săptămâna viitoare și atunci să facem o paralelă. Uite, mă, cum a fost prietena ta el, și uite cum ești tu. El, deosebire de mine, este interpret de muzică populară și atunci se va potrivi perfect bine, cadrul da. Dumneavoastră. Petrecem imediat, o să facem și o horă aici, bem și o pălincă pentru că trebuie să ne simțim bine. Că la o petrecere trebuie și o băutură și... o sărmăluță, așa. Nu știu, o să găsim noi. Da. Perfect, o accept și eu. Da? A, e bun. Păi te așteptăm și pe tine săptămâna viitoare da, alături sigur. De el.
Bine, ne mai cânti în finalul intervenției ce piesă? Praf de stele. A, piesa aia ta favorită, nu? Piesa mea preferată, piesă cu versuri frumoase, care are un început și un sfârșit. Și să vedeți că o să vă placă și dumneavoastră. Sper să vă placă. E același compozitor? Da. Da? Aceeași colaborare, același proiect. Foarte bine. Noi, estimați telespectatori, ne revedem în câteva minute cu, așa cum am zis, cu invitații mei. Avem invitați de seamă, un domn DJ, da? Domnul Nelu Oslinger, intră special pentru dumneavoastră să vă delecteze cu amintirile anilor 70-80, dar avem și un proiect muzical, e vorba de Andrei și Cezara, un proiect frumos cu muzică electronică, muzică de calitate, ce au realizat în studiourile proprii. Schimbăm registrul nostru de aici cu alte cadre, o să vedeți. Ne mișcăm în studioul nostru, o să ne mișcăm dintr-un parte în cealaltă, pentru că așa este frumos să fie diversitate. Și ne mai auzim pe parcursul acestei emisiuni. Până una alta, haideți să o ascultăm pe Codruța cântând ultima ei piesă.